despre tradiție și moștenire cu un bărbat care a suferit când și-a primit moștenirea, Florin Vasilică. La 14 ani după dispariția tatălui meu, muzica lui încă se ascultă, este prezentă în emisiuni, în evenimente, în spectacole. Da. Este o reîntoarcere a tineretului la folclor și spun lucrul acesta cu mare mândrie și cu mâna pe inimă și chiar sunt foarte bucuros de lucrul acesta. Uniți vom fi atunci când vom pune cu toți umărul să facem ceva pentru țara aceasta. De sus nu vine, de sus vine doar sprijinul lui Dumnezeu de a te ajuta să faci ceva. Duminică, la 14, Da viața ascunsă cu Florentina Fântânaru.